Trupa lui Adi Mihalcea, cu golul din această după-amiază, ajunge la 7 reușite, dar are 13 primite. Execuție cu gol! Superb! 2-2! Nu trebuie să mire pe nimeni. Este șoc pe arena Ilie Oană și o bucurie de a avea impresia că este ultimul meci din stagiune pentru Chindia Târgoviște. Este absolut normal. Atanase, trimis în teren, inspirat de Adi Mihalcea, marchează un gol formidabil. Nae Constantin, un antrenor căruia nu-i vine să creadă și, pe de altă parte, poate conștient de acest scenariu, după ce Mirko Ivanovski a făcut acel gest de neînțeles, primind al doilea avertisment dintr-o prostie și lăsându-și echipa în inferioritate numerică. Iată ce se întâmplă. Petrolul nu are forța, nu știe să gestioneze un avantaj de 2 goluri. Iar după eliminarea lui Mirko Ivanovski, minutul 69, apare acest gol de 2-2.